Liviu și Bogdan au intrat live pe TikTok și au spus că zilele acestea au fost foarte ocupați cu treabă. Cineva le spunea să intre mai des, să mai știe și lumea de ei, iar cei doi au spus că de acum vor intra o dată pe zi sau chiar o dată la două zile, depinde de timp, dar până acum au avut treburi de rezolvat. Altcineva întreba cum se înțeleg cei doi în afara casei Mireasa și ambii au răspuns că mult mai bine. Un alt urmăritor, o fată, i-a spus Bogdanei, hai în echipa mea la farmacie și i-a spus că o să vină în această echipă. A vorbit deja cu Ioana, știți că Ioana a intrat și ea în colaborare cu farmacie și se pare că o va urma și Bogdana. A mai spus Bogdana că a vorbit cu Andreea și chiar a rămas ca atunci când vor mai merge la Pitești să se vadă la o cafea. Legat de Daria, v-am spus în videoul anterior că aceasta a făcut glume pe seama lui Liviu, pe seama a doamnei Lucica, dar se pare că astăzi voia să intre live cu aceștia pentru asta de vorbă. Asta cel puțin îi anunțau oamenii pe Bogdana și Liviu în comentarii, dar ei au spus că nu vor.